ziua și bine v-am găsit! Sunt Virginia, astrolog și haideți împreună să vedem cine rezervă astrele pentru săptămâna aceasta. Previziunile sunt valabile atât pentru zodia natală, cât și pentru ascendent. Berbec. O săptămână perfectă pentru setarea de noi intenții, dar și demararea unor noi proiecte de interes pentru tine, grație atât echinocțiului de primăvară, cât și lunii noi din propriul tău semn. Este momentul să te pui în valoare și să acționezi ferm și hotărât, însă în același timp fiind aliniat cu valorile familiale sau cele emoționale. În timp ce Pluto intră în Vărsător, dinamizând sectorul proiectelor de viitor, Marte, planeta care te guvernează, intră în Rac, cerând de la tine să fii mai conectat cu familia, cu căminul și universul tău interior. Taur. Noile intenții și obiective aflate în vizorul lunii noi din Berbec de săptămâna aceasta vor amplifica nevoia de a te cunoaște mai profund, analizând cu atenție acele aspecte personale sau relații care au nevoie să fie acceptate sau vindecate. Marte, care intră în Rac, îți va dinamiza și sensibiliza în același timp comunicarea cu anturajul apropiat, crescând gradul de subiectivitate. Pluto intră în Vărsător, ceea ce presupune că profesia și impactul tău socioprofesional vor căpăta amploare. Gemeni. O prezență mai activă în grupurile sau comunitățile cu care rezonezi, dar și noi cunoștințe cu care împărtășești din proiectele și interesele tale, fac parte din promisiunile lunii noi din Berbec. Intrarea lui Marte în Rac îți va amplifica dorința de a-ți îmbunătăți sectorul financiar și stima de sine, însă va trebui să te concentrezi pe metode, proiecte sau direcții concrete și realizabile. Pluto intră în Vărsător, ceea ce presupune că filozofia ta de viață și principiile tale vor fi redefinite. Rac. În timp ce Marte, planeta acțiunii, intră în propriul tău semn, amplificându-ți voința de a-ți impune punctul de vedere, luna nouă din Berbec îți oferă o nouă platformă pentru a te evidenția pe plan profesional. În ciuda asertivității de care dai dovadă, este important să tratezi lucrurile și situațiile într-un mod diplomat și profesionist, dacă vrei să-ți atingi scopurile. Pluto intră în Vărsător, activând sectorul investițiilor emoționale sau financiare, generând unele transformări. Leu. Dacă luna nouă din Berbec te îndeamnă să-ți setezi noi gânduri și intenții vis-a-vis de tot ce ține de studii superioare, călătorii, o nouă filozofie de viață, una care să fie mai spontană și mai dinamică, Marte, care intră în Rac, activând un sector mai delicat al resurselor subconștiente, te îndeamnă să fii mai reflexiv cu unele lucruri care au nevoie de acceptare și poate vindecare. Deci fii liber, dar îmbrățișează-ți vulnerabilitățile. Pluto intră în Vărsător, creând o nouă platformă de interacțiune într-un parteneriat. Fecioară. Grație lunii noi din Berbec, care vizează sectorul afacerilor și al investițiilor financiare sau emoționale, poți lua în calcul un nou business sau chiar o nouă relație, însă acest lucru va antrena nevoia de a te elibera de orice fel de tipare sau comportamente toxice sau nefolositoare. Marte intră în Rac, îndemnându-te să te reconectezi cu oamenii sau activitățile cu care rezonezi, în timp ce Pluto, care pășește în Vărsător, aduce o reorganizare totală a stilului de muncă și de viață. Balanță. Modul în care interacționezi cu partenerul, indiferent de natura parteneriatului, va căpăta mai multă asertivitate și fermitate în modul în care îți evidențiezi talentul sau aptitudinile, grație lunii noi din Berbec. Acest lucru poate antrena unele diferențe de perspective, de aceea va fi esențial să investești în colaborările potrivite. Sectorul carieră este dinamizat de intrarea lui Marte, care te va împinge să te evidențiezi, în timp ce Pluto din Vărsător te va ajuta să-ți redefinești modul în care îți exprimi creativitatea și iubirea. Scorpion. În timp ce Marte, guvernatorul tău tradițional, intră în Rac, amplificând dorința de mai multă libertate, expansiune și călătorie, luna nouă din Berbec vine cu noi șanse sau oportunități vis-a-vis de muncă sau activitățile zilnice, care îți pot solicita destul de mult din timpul liber. Te poți decide să ai un stil de viață mai activ sau să-ți asumi un rol de coordonare sau de administrare. Pluto intră în Vărsător, ajutându-te să-ți construiești o nouă fundație interioară și exterioară, însă nu-ți va fi neapărat simplu să vorbești despre ceea ce simți. Săgetător. Sectorul creativității, al socializării și al iubirii găzduiește luna nouă din Berbec, deci ai șansa să-ți setezi noi obiective în aceste domenii într-un mod mai asertiv, pregătit să cucerești noi persoane sau domenii. Însă evită tendința de a forța sau controla unele lucruri sau situații, profită de momentul prezent. Marte intră în Rac, amplificând nevoia de conexiune și intimitate, dar și dinamismul în afaceri, în timp ce Pluto din Vărsător îți va amplifica interesul și curiozitatea în anumite domenii. Capricorn. Grație echinocțiului de primăvară și lunii noi din Berbec, care vin cu energii proaspete în sectorul căminului și al familiei, dar și al planului emoțional, ești entuziasmat de unele proiecte pe care ți le asumi cu multă hotărâre într-unul dintre aceste domenii. Însă dacă acest lucru implică o mobilizare familială sau financiară mai mare, trebuie ținut cont și de nevoile și dorințele tuturor.
Marte intră în Rac, deci poți tinde să-ți pierzi mai ușor răbdarea în interacțiunea cu celălalt, în timp ce Pluto din Vărsător te va ajuta să-ți redefinești sistemul de valori. Vărsător. Ați crea un nou mindset, unul mai pozitiv și mai asertiv. Este șansa oferită de luna nouă din Berbec de săptămâna aceasta, care activează sectorul gândirii, al informației și al comunicării de zi cu zi. Dacă ai o idee, un mesaj, o viziune pe care vrei să o faci publică, nu ezita, în ciuda unor păreri un pic mai critice din anturajul apropiat. Marte intră în Rac, ceea ce te face mai atent și mai organizat cu responsabilitățile familiale, în timp ce Pluto, care intră în propriul tău semn, îți va crea o veritabilă platformă de manifestare. Pești. Sectorul veniturilor și al bunurilor proprii, dar și al valorii de sine, găzduiește noile șanse și oportunități oferite de luna nouă din Berbec de săptămâna aceasta. Ceva sau cineva te impulsionează în a deveni mai asertiv cu propriile talente, îndemnându-te să le concretizezi. Însă este esențial să nu te grăbești, gândind totul cu multă grijă, evitând riscurile inutile. Fii precaut în privința speculațiilor financiare. Marte intră în Rac, deci vei cultiva o abordare mai asertivă pe plan social și romantic, în timp ce Pluto din Vărsător te invită într-o călătorie profundă de descoperire interioară. Acestea au fost previziunile acestei săptămâni. Să fie o săptămână reușită! La revedere!